Michi, eu eram aici pe piese de gondolier, pe asta. Tu pui buttons, care este o metaforă, bineînțeles. Buttons, dacă mă înțelegeți. Care să știi să-i umbli la butoane, că dacă apeși pe butoanele greșite, e califtul, te duce la etajul la care nu vrei să cobori. De ce mă trebuie? Hai să mai dăm o pagină în cărticica noastră simpatică, redeschisă anul acesta, intitulată generic, cea mai sexy mămică din România. Aici pe site vă puteți înscrieți, vă puteți înscrie norele, nurorile, fiicele, nepoatele, verișoarele, dacă vreți să le faceți un bine, dar vă puteți înscrie și singure. Acolo vă cerem 2-3 detalii, o fotografie. Nu vă cereți să fiți pe dimensiuni de mis, trebuie să fiți înalte, slăbănoage, nemâncate. Treaba voastră cum arătați, important este să transmiteți că sunteți mămiți, mămiți și mișto. Uite, de exemplu, Eliza Drăghia ne-a transmis această fotografie din mașină, după cum se vede, când cade lumina aia bună, e soarele la răsărit, nu ești nebună să nu faci poza asta, evident. Și atunci o încarci pe site, băieții din echipă te sună. Apropo, nevasta lui Șfichi știe cu ce se ocupă el de 2 săptămâni. E că ți-l rezolv și pe ăsta. Deci el are drept 2 săptămâni pe an să sune nevestele altora, vă dați seama? Și chiar să le invite în oraș, în orașul București. Hai să ne legăm de adevăratele cu Eliza prin intermediul online-ului. Eliza este lângă mare. Bună dimineața! Bună dimineața! Ce făceai când te deranjam? Abia trezisem bebelușul și l-am schimbat și l-am îmbrăcat. Cum? Tu l-ai trezit? Pe cât are? 2 luni. Păi... este mic. Nu, trezi singur și am... Deci el te-a trezit, nu tu l-ai trezit. Păi da, suntem aici. Știi câți bebeluși de 2, aproximativ 3 luni avem aici în echipă? Câți? Mai avem, deci practic toată lumea are un bebeluș. Michi, regizorul, cât are? Azi face 3 luni. Dacă vrei hăinuțe, nu-ți dăm. Că nu avem. Puberul, 1 lună și jumătate. Ce e asta, limbajul semnelor? 1 lună jumătate, ce e asta? Cu cine înveți studiezi? Pubere, mă înspăimânți. Așa se arată 1 lună jumătate? Scuză-mă. E regulă. Deci, practic... toată lumea a rămas gravidă în aceeași perioadă. A fost o plictiseală după pandemie, că v-ați descurcat cum ați putut. Cum e cu copil de 2 luni? Este foarte bine. Nu am nicio greutate, doarme noaptea, ziua am petrec tot timpul cu el, am tot timpul din lume, așa că e foarte ok. Da. Și eu tot 1 an și 8 luni, sau 18 ani, nu mai știu cum. Mai spune, Eliza, mai spune! Deci se doarme toată noaptea? Toată noaptea doarme, se trezește din 3-3 ore să mănânce și cam atât, și dar stă 5 minute cu ochii închiși. Nu, n-am pierdut nicio noapte de când sunt mamă. Țineți puțin, imediat, că vreau să verific ceva. Bine, să te șutezi eu. Lasă-mă, că... am vorbit cu nevastă mea și a zis că tot așa și la noi. Da, la anul, da, altfel. Știi, măgarul lui Vasile n-are nicio legătură. Eliza, ce să zic. Îmi scrie în fișă că ești profesor de pian, profesoară de pian și văd și pianul acolo, mă rog, o clapă. În ce sens lucrezi cu copii, cu adulți, la școală, în privat? Am o școală de muzică de 200, ce are 200 de elevi. Și sunt atât eu, cât și vreo 10 colege în Constanța. Și tocmai de 3 luni am lucrat până luna a 9-a și după care am intrat în concediu de maternitate. Lucrez cu copii, în medie, între 5 până, în mare parte, până la 16 ani, dar avem și 10 adulți. Cred și eu. Căci că undele cu alu Schubert dezvoltă cumva cognitiv creierașul. Frecvența spiritului. Exact, frecvențele Schubert. Când vrei și Mozart. Când vrei să spui ceva. Că dacă tu i-ai dat manele, bă, nu dormi noaptea.
Când vrei să spui ceva. 4-6 nuci. Da, vezi că nu se zică loc de tati, nuci, nuci. Bă, nu știu, dar a dansat toată lumea pe Luis Gabriel. Mi-a așa mi s-a părut, în afară de aia care se închesuiau un taxi. Deci când vrei să spui ceva coerent, ridici o mână și te strig eu, bine? Mulțumesc. Păi vezi, bă, și după aia te plângi că bărbosul... Vezi? Vorbeam cu doamna profesoară. Vorbeai cu... Să ne și cum îți spun copii? Elis. Îmi spun Elis, deoarece numele atelierului meu este Elis Aila. Și cumva îmi spun Elis în mare parte. Atunci să ne cânte fir Elis. Avem o întrebare din partea lui Florin. E singurul din noi care se face că știe să cânte la pian. Te rog. Poate să ne cânte ceva de la Fiureli, ceva de la Fiureli? Poate să ne cânte Fiurelis? Care pianul acolo în spate? Te rog. Fiurelis, dar ce din cap? Dar de unde, mă? Ia vezi. Dai volumul tare să te auzi. Te apăs de pian. Taci odată. Te aude? Da. Da. A băgat-o la tempo să ne arate că știe repede. O grăbește, o grăbește. Gata, gata! Minunat! În orice zi ăștia au vrut să te vadă la întreg în sacoul ăsta. Ce crezi, că sunteți niște vai de cap vostru? Să-și facă un canal de TikTok cu ea cântând în tocuri la pian. Și atunci, Și atunci va fi virală. Exact. Dar ea nu vă aude, să știi, deci. Nu. Captează microfonul ăsta, e foarte greu să. Stai aici, bă. Lasă-mă, mă încurci. Florin, bună. E. Bună. S-a înscris cu l-aduce pe Fimiu. Păi, am să zic că o știi pe eu tanti pe net care face care cântă la pian și în tocuri. Astanova. O știi, nu? Știu. Eu zic, să-ți faci și tu canal așa. Mistrețe, să spun și ție ca neveste mie. Eu lucrez cu oameni de acest gen, cu cealaltă treabă și trebuie să știu pe toți. Acum ce-i vina mea, că arată așa pe tocul, nu e treaba mea. Lasă-i pe ăștia, sunt niște vai de capul lor. Am observat că ai un trandafir sub cupolă, exact ca în frumoasa și bestia pe pian. Să ai mare grijă că el este simbolul trecerii timpului și al negăsirii dragostei de către bestie. Eu am găsit-o și sunt foarte fericită. Dar n-a căzut ultima petală și a găsit-o. Care e și un pic de sindromul Stockholm acolo în film, dar nu au vrut să-l dezvolte. Draga noastră, mulțumim tare mult că ești în legătură cu noi. Poate dai o fugă până la București, de știi. E greu cu copil de 2 luni, dar e așa de enervant că al vostru doarme. Ce e, fetiță sau băiat? Băiat. Băiat, faceți botezul? L-am făcut deja. Bă, când se face la voi botezul? L-am făcut deoarece s-a intrat în post și cumva l-am făcut în ultimul weekend dinaintea postului. Ești minunată. Mai profesoară de pian am avut aici în platou. Te pupăm, te îmbrățișăm. Mulțumim că ne-ai și cântat. Și sper să ne mai vedem. Vă ținem pumnii. Sigur. O zi frumoasă, mersi. Să rămână, să rămână. Tot felul de Da, deci aducem mămii să le arătăm cât de deștept suntem noi. Eu m-am prins. Despre asta e concursul.